Salutare și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. E vorba de Star Wars Jedi Fallen Order. Haideți să vedem cum este jocul. Sunt foarte, foarte curios. Și sper să vă placă această serie. O să mai avem câteva FPC dropuri în cutscene-uri, pentru că este de la joc, din ce am înțeles. Și într-adevăr, nici PC-ul meu nu e chiar așa de bun. Pentru jocul ăsta trebuie să schimb RAM-ii. Aveam 8 GB de RAM și nu mergea deloc bine jocul și am găsit rezolvarea. Am băgat 16 GB de RAM și acum merge decent. Adică îl joc pe Epic, frate. Și nu am PC-ul așa de bun. Am un procesor i5 destul de vechiuț și placa video GTX 750 Ti, 16 GB RAM, care tocmai ce am montat de 2 zile. Deci sper să nu vă deranjeze că o să mai avem câteva FPC dropuri. Până acum e bine. Și sper să vă placă seria asta, nu uitați să lăsați voi un like, să vă abonați, să share-uiți toate chestiile astea. Vă mulțumesc pentru like-urile lăsate, dacă ați lăsat până acum și dacă veți lăsa. Dacă vă veți abona, dacă v-ați abonat, sunteți cei mai tari, abonați ai mei. Hai să strângem multe vizionări la această primă parte și să fie o serie reușită. Pe viitor intenționez să fac PC-ul mai bun, adică să-i fac un update mare, adică să-mi iau altul. Că n-am ce să-i mai fac update. Deci ce aș mai putea să mai schimb eu la PC-ul meu momentan este placa video. Să schimb cu una GTX 1050, dar de 4 GB. Dar n-ar avea rost, că văd că merge foarte, foarte bine și cu 750Ti, deci chiar e o placă video foarte, foarte bună. Și o am de mult. Deci când o să fac update-ul, o să vând PC-ul meu ăsta, pe care îl dețin acum, și o să-mi iau altul nou. Dar până atunci o să-mi iau PS5. E mult mai bine pe PC, gen că îți mai ieftine jocurile față de PS4. Sper să se audă bine, să mă aud bine și eu și sunetul jocului, oricum o să mai reglez eu, o să văd după ce filmez, după ce înregistrez, o să văd care cum stă treaba. Și cu siguranță dacă mai o să fie nevoie o să mai umblu la sunet puțin. Ce faci, bă? Deci trebuie să reparăm ceva noi. Eu mai știu partea asta, știi, la început aici, pentru că am probat jocul când aveam 8 GB de RAM și mergea foarte, foarte nașpa. Deci chiar merge foarte, foarte bine PC-ul, am trecut și pe SSD. Deci foarte, foarte mulțumit, am PC-ul foarte rapid acum. Rabla mea e foarte rapid acum. Deci chiar nu vine să cred că eu joc pe rabla mea, jocul ăsta la Epic, frate. Într-adevăr, cu câteva FPC dropuri. Da. Nici nu se observă chestia asta. Ua, uite bă ce era să pic. Ești nebun? Easy there. Just passing through. Deci jocul e pe genul meu, adică mie chiar îmi plac astea. Cățărări, chestii, trestei, săbii, combaturi din astea. Deci nu vreți să știți cât de urât mergea cu 8 GB de RAM, frate. Deci ce înseamnă și RAM ăștia, frate? Eu nu prea le am cu PC-urile, trebuie să recunosc, cu piesele, adică. Da, mă descurc, învăț repede eu. Din păcate eu nu pot să mai schimb la PC-ul meu procesorul, știi, nu pot să mai schimb cu ceva mai nou. Și asta e toată șmecheria, adică dacă e să mai fac ceva trebuie să-mi cumpăr altul. Că și să schimb placa de bază ar trebui să schimb toate piesele, știi, să iau cu DDR4 și alte chestii. Da, pentru moment ne descurcăm, mai luăm cât un joc mai ieftin pe PC, mai ne jucăm,
cât va fi posibil să meargă bine. Mai luăm și de PS4. În curând de PS5, că cu siguranță o să-mi iau PS5-ul. Nu-mi cape îndoială, o să fac precomandă. Și dacă totul o să meargă bine, cu siguranță o să îmi iau și alt PC. Dar acum am vrut să-l fac mult mai rapid, cât se poate de rapid, că îmi trebuie la editat. Merge foarte, foarte greu. De ceva timp PC-ul meu. Și l-am readus la viață cu SSD-ul și RAM-ii. Băi, hai că mă descurc, nu? Deci chiar m-aș bucura să vă placă această serie. Oricum eu o să termin jocul, adică gen o să vedeți toate părțile pe canal. Deci eu acum știu ce fac. V-am zis, am mai făcut partea asta eu de multe, multe ori. Ca să probez setări de video, știi, să meargă bine jocul. Da, nimic, frate. A trebuit să trec pe SSD și RAM. Oricum, nici cu SSD-ul, deci... Eu n-am jocul instalat pe SSD. E pe HDD, ce-am făcut fratele meu, a murit, ești nebun. Nu e indicat să bagi jocurile, să le instalezi pe SSD. Dar eu am făcut probă la joc, știi? Că prima dată a venit SSD-ul. L-am băgat în PC și am făcut probă la joc și tot așa mergea, foarte, foarte urât și nu era jucabil. Și după ce au venit și RAM, i-am schimbat 8 GB cu 16. Rachetă, frate. Rabla mea e rachetă, e din asta, de Jedi. I've always said they couldn't all be traitors. Yeah, maybe. I guess it's just our lucky day. Asta e nava unui Jedi. Yeah, here we are scrapping these ships from the war just so they can turn around and make new ones. What a racket, huh? All of us risk it. Ei iau piese de la astea vechi și fac altele noi, știi? Hey, you really should watch what you say. Listen to me. Find us free like this, could be your ticket off this soggy rock. What makes you think I want out of here? Come on, Cal, you're a young guy. You don't end up like me. Eventually, you gotta move on and live your life. Find your destiny. Whatever you say. Hey, we should get back down. Trebuie să ne întoarcem. Whoa! Aoleu! Ne-am descurcat de minune. Dar acum nu e bine. Nu-ți da drumul. Oh, use the force. Woo! I am a Jedi. Whoa. You okay, bro? I'm all right. Just pin down. Pilot's gone. Trebuie să aterizăm cu chestia asta. Watch out, Cal.
What the fuck? Ce e meduza asta, frate? Meduza și o caracatiță. Scuze. Am curcat meduza cu caracatiță. You all right? Okay, we gotta move. Come on. Hai, trebuie să mergem. Ce a fost aia acolo? Ai fost tu? Aia a fost forța, nu? Am auzit povești, chestii, trebuie să... Știu. Trebuie să taci din gură. Nimeni nu trebuie să știe că sunt un Jedi. Deci eu sunt fucking uluit, frate, la ora actuală, cât de bine poate să meargă jocul pe Epic, frate. Și asta numai din cauza unor RAM. Gen, am de vânzare RAM-ii mei vechi, adică două plăcuțe de 4 GB, în total 8 GB. 1600 pachetul, dacă dorește cineva, mă puteți contacta în comentarii, chestii sau pe Facebook, nu știu. Am anunțul pe OLX. You don't have to worry about me. This place, it's not safe. Maybe you should. Deci dacă nu mergea jocul, după ce am instalat RAM-i, dacă tot aveam probleme cu el, îl cumpăram după ce terminam Death Stranding. Terminam Death Stranding, îl vindeam și cu bănuții de pe Death Stranding cumpăram jocul de PS4, ca să nu mai stau, să mai mă chinu, să am probleme. Cu toate că l-am mai luat și pentru PC. Dar v-am zis, mult mai bine că sunt mai ieftine pe PC. Dar trebuie să ai și PC-ul bun, dar uite că eu acum mă descurc. Ok. Cal acum visează. Deci ce vedem noi acum, ce jucăm noi acum, este un vis. Prof, ce faci acolo? Prof, wait up. Unde te duci? Stai, bă! Aoleu! Nu se mai deschide. What the fuck? Ești nebun? Da, vă dați seama, e un vis. Deci... se poate întâmpla orice. Dar să nu fie unul real, știi? Aoleu. Interact. Use the force. Wow. Apprentice, mark well and listen. Master. Ascultă bine. Deci, maestru, și hai să ai grijă, ai încredere numai în forță. Ok, s-a oprit trenul. Ceva se întâmplă. O să avem probleme mari. Contraband inspection.
Aoleu. Cine mai vine, mă, frate? E fata lui Darth Vader asta. Mamă, și uite încă unul acolo, unul făcut bine, știi? Asta merge la sală. Is this all of them? Yes, second sister. Second sister. Sora secundă. Dangerous fugitive. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. Da, deci pe Cal îl caută ăștia. Turn over this traitor will result in a charge of sedition. Turn yourself in, or everyone present shall face summary execution. Ma. I think it's time someone came forward. Se sacrifică pro, frate. I've been working on this heap a long time. Way before the war. We refit and rebuilt ships. Fiat încă scoate ceva cal. Then came the Empire. And engineers became scrappers. The workers, they just started getting worked. Prof. Whoa, sweet sabia. We all know the truth. We're just too afraid to say it. To the Empire, we're all just expendable. Yes, you are. Whoa. No! Look at this. A lightsaber. Na, a procedat corect, Cal. I found the Jedi. Aha. Aoleu. Checking out the disturbance. Ce-ați făcut? That hurts. Fii atent că acum începe distracția. Hold it. Don't move. How did you get here? Cum am ajuns aici? Păi, nu știu cum am ajuns aici. Vrei să știi cum am ajuns aici? Uite-mă cum am ajuns aici. Ia-o pe asta. Activăm săbiuța laser. Ce faceți? A, e șmecher chestia asta. Fuck! Ia. Foarte tare. Ce ai făcut? Aoleu. Aoleu. Uite, bă, ce mi-au dat ăștia. Ce ai făcut? Ok. One way out. Gotta keep moving. I didn't see you training this morning with the rest of us. I chose to rest instead. Deci gen acum ne antrenăm. Bun, așa. Schimbăm. Ce-ați făcut? O știe pe asta? Wow. Nice, nice, nice. Ține apăsat, ok? S-a apăs înainte să mă atace. Gen așa, da? Foarte tare. Slow an enemy. Slow on enemy. Ok. Use the force. Ce-ați făcut?
Bă, voi vă puneți cu mine. Ia-o pe asta. Băi, îmi place maxim jocul, frate. Mamă, avem 4 inamici aici. A, fii atent, îmi zice ca să mă dau așa. Ha ha ha. Trebuie să oprim trenul. Aoleu, nu-mi place zona asta. Aoleu. Ok, gen, așteptăm. Ata, așa, cu sprint. Bun. Stai aici. O le fete că nu mai trage. Ah, ba da. Faster. Hai că a scăpat. Ce-ai făcut? Aoleu. N-am fost eu, bă. A fost unul de-al tău. He shot the coupling out. Gotta get down. Whoa. No. Ești nebun. Whoa. This is bad. Only way is up. Bun, pe aici, pe aici, pe... Ah, ok. Stai că fii atent că nu știu. Wow, n-am făcut bine. Stai că nu... Gen, am înțeles. Trebuie să... Mă sucesc pe bara asta, dar nu știu cum să fac chestia asta. Ah, gata. Aoleu. Hai, Kel. Wow, my God. Woo! Cine sunt ăștia? Who are you? No time. Keep moving. We'll pick you up when we can. Ok, vor să ne ajute. Sunt aici să ne salveze. Ei, haide. Amici. Ce s-a făcut? Haha, îmi place șmecheria asta, frate. S-a oprit trenul.
can't be good. Whoa. Whoa. Reasonable. Și... hai că am reușit, cu toate că eram cam spre stânga, așa. Wow. This is not good. Ce-ai făcut, mă, roboțel? Oh, nu cred. Asta e nava... o tipa aia. Second Sister. Ma, nu spune că trebuie să mă lupt cu ea. Te duci undeva? Da, trebuie să mă lupt cu ea. Recunosc că... asta știi cum stă el acum în poziția asta de apărare. Cine e maestrul tău? Padawan? Sau cineva pe care l-am omorât? Sau vreun Jedi care și-a dat viața ca tu să trăiești? Ei, nu știu, o să vedem. Uite, gen aici se mișcă puțin jocul. Știi, caracterul mai așa mai... de la lumini și astea. Da, oricum e jucabil, nu e problemă. A, păi ce s-o bat eu pe asta, mă, frate? Ia mă, să vedem, pot să-i barez atacul? Nu prea pot. A, bă, da, uite, i-am barat atacul. Dă-i, apasă, tata, apasă. Oleu. Oricum mă gândeam că nu am cum să o omor, știi? Am fost salvat. Aoleu. Wow. Uite capitanul. Uite bă pe asta, nu. O să ne prăbușim. Nu ne mai prăbușim. Am scăpat. Am scăpat. Ok, shut that thing off and grab some seed. Și că să opresc sabia și să iau un loc. Thanks for the help. Who are you people? My name is Seer Junda. And this is my captain, Priest Ritus. How you doing? Yeah, the Manus is my ship, but you better pay attention to this lady here. So, who are you? Cal. Kestis. Who was that back there? An Imperial Inquisitor. She's a Force user hunting Jedi survivors. And now that she knows who you are, da. She will deci not aia stop vânează Jedi. Deci o să fie pe urmele noastre. We track Imperial communications. We heard the Inquisitors were heading to Bracca. So we made our move. Oh, yeah? Deci mi-am făcut prieten noi. That's gratitude for you. Get it. You've been surviving on your own for so long that it's impossible to trust anyone. And it's what's kept you alive. Normal că n-am încredere în nimeni. Bigger than
just surviving. Like what? Like rebuilding the Jedi Order. Vor să refacă ordinul Jedi-lor. You too. Anybody else? No, we're not good enough for you. Noi trei, mă, o să facem chestia asta. They're gone. So I'm all you've got. Captain, set a course for Bogano. Să mergem în Bogano. Ok, mergem în Bogano. În următoarea parte. Pentru că trebuie să ne oprim aici cu această parte, frate. Na, e puțin mai lungă, na, gen prologul, știi? Pentru moment suntem în siguranță. Băi, super tare jocul, frate. Super, super tare. O să mai văd cu grafica, gen, poate o reduc de la Epic. Să vedem cum se mai descurcă pe parcurs la Epic, că ați văzut când m-am luptat cu aia mergea puțin, adică mergea bine, dar în caz că o să mi se pară că totuși trebuie să mai reduc, o să reduc, o să dau pe high. La momentan rămâne pe Epic, că merge destul de bine. Gen, are ceva FPS-uri din astea drop când se încarcă, știi? Îmi face load și astea. Bun, prieteni, păi ne oprim aici cu această parte. Sper că v-a plăcut. Sper să lăsați un like, să vă uitați în continuare la această serie și la seriile de din alte jocuri de pe canal. Eu am fost Rexes și v-am salutat. Pa, pa!